Bună ziua tuturor! În numele primăriei Iști, a Consiliului Local, a mea personal, dar și a domnului primar Bățurian, care nu a putut fi prezent să se plecă la București, vă urez tuturor celor prezenți un bun venit în Comuna Iști, în satul dintre Grindu și Tucan, cum spune domnul profesor Ionel Nicol. Pentru mine este un eveniment inedit în sensul că nu am mai făcut deschidere la un astfel de astfel de activitate, dar pot să vă spun că mă simt onorat. În primul rând pentru că domnul profesor nici nu știe, lângă dânsul se află un fost elev din promoția 69-70 a școlii gimnaziale 1 Liești, unde dânsul atunci preda educație cetățenească. Acest eveniment mă bucur că domnul profesor s-a hotărât să-l susțin aici, acasă, în satul din care a plecat, în satul dintre Grindu și Cuhan, aici unde s-a format ca și personalitate. Eu personal pot să spun că sunt mândru că sunt lieștean, o comună mare, o comună cu oameni gospodari, o comună cu oameni emancipați, o comună a cărui învățământ a dat oameni de favoare și, parafrazându-l pe colegul meu, profesorul Fătiță Gheorghe, de la Ivești, pe care sunt convins că domnul profesor Ionel Nicola a urmat, pot să afirm că și la Liești se nasc oameni. Oameni de calitate, așa cum este și domnul profesor Nicola, așa cum noi în sat mai avem și pe domnul profesor Stamate, Sândel, pe doamna Roman, pe părintele Croitoru, care s-au plecat și au scris despre această comunitate. Prin ceea ce au făcut înși, prin ceea ce face comunitatea lieșteană, demonstrăm că suntem o comunitate puternică, o comunitate stabilă, poate cea mai puternică din județ, dacă nu chiar pe primul loc. Eu dau în continuare microfonul domnului Gabriel Cornel, nu înainte de a-i mulțumi domnului profesor că a avut plăcerea să vină în mijlocul nostru astăzi. Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur că am reușit să revin la dumneavoastră, să ne soție pe domnul Ionel Nicola, de data aceasta cu o televiziune literară, care este o instituție mai nouă, dar care și-a găsit deja destul de adepți, nu numai a scriitorilor, ci și în rândul oamenilor lectori de cultură și de carte în primul. Așa cum ați fost anunțați, va avea loc lansarea unei noi cărți semnate de domnul profesor, cunoscut scriitor și filozof și eseist și critic literar. Este o carte care continuă, de fapt, un volum anterior, dedicat tot Ieștului. O carte despre oamenii de rândul dumneavoastră, despre cei care au făcut lucruri frumoase și care au rămas atât în istoria locului, cât și în inimile concetățenilor dumneavoastră. Despre carte, sigur că va vorbi în primul rând domnul Nicola și după aceea, dacă cei din
sală au avut răgazul să răspăiască, să citească sau au citit primul volum dedicat ieștilor, o să invităm la cuvânt. Domnule profesor, spuneți că mai întâi câteva cuvinte despre aceasta 35-a carte pe care te-am înțeles eu. Cam a 40-a. A 40-a. L-am pus în calcul și în biserică, când sunt vizit din verb. Nu, și 40. Mulțumesc și eu pentru că ați rupt prin timpul dumneavoastră ca să participați la această întâlnire. Aș fi vrut să nu fie chiar o simplă lansare, eu aș fi vrut să fie un fel de întâlnire a oamenilor de cultură pe care i-a dat Ieștiul culturii naționale și, în sfârșit, panteonului național de valoare. De asta am invitat aici și pe domnul Cărbăruță și pe domnul Proitor Bătrâncești. Doamna Roman. Pentru că Ieștiul nu are un simplu scriitor. Sunt ăsta mare, am înțeles că e trebuie să apară și dânsul. Și aș vrea să ne întâlnim toți cei care mai plimbă creionul pe hârtie, pe parată de hârtie albă, să vedem ce putem face pentru această comună. Și aș vrea de asemenea să reactivăm asociația sau societatea fiilor Ieștiului, fiilor satului, și să vedem dacă nu putem cumva să ne aducem un aport mai substanțial la evoluția acestei localități, sub toate aspectele. Sper că în cuvântul lor, cei care vor urma, se vor referi și la aceste aspecte. Acum despre carte. Știu că n-a citit-o, pentru că această carte este caldă încă, de-abia am primit-o și la editură. Și, cum se întâmplă de obicei, cel mai oportun ca să vorbească despre ea este autorul. Acum, dumneavoastră știți că autorul nu trebuie să-și explice cartea. Niciun autor nu-și explică lucrarea. Dacă lucrarea nu este suficientă, ea însă să fie concludentă, atunci nici nu merită să fie să apară în librărie. Eu sper că ceea ce am făcut eu, și aceasta este a doua mea aplicare asupra acestei probleme cu satul Iești. Unii dintre dumneavoastră ați fost și la lansarea primului volum. Nu este o monografie, nici nu mi-am propus să scriu o monografie. De fapt, Iești are monografie și are chiar o monografie structurată și articulată și completă din toate punctele de vedere. Este monografia generală Dumitru Iancu Tăbăcaru, pe care o recomand cu căldură tuturor. Am înțeles la domnul secretar că mai are câteva exemplare, dacă este cineva amator să cumpere, găsește la domnul secretar al Consiliului Popular, al primării. Acum despre această întâlnire. Aș fi vrut ca să ne întâlnim și să discutăm noi între noi, problemele generale ale comunei și felul în care ne putem implica mai activ, mai dinamic, mai oportun în problemele vieții spirituale. Am uitat să vă spun că printre noi este Nelu Stan, autorul unui important de cărți. Vă rog să ne promisiți aplauzele. Autorul unui cărți despre filatelie, despre filatelie, o să-mi spuse dumneavoastră mai mult, o să fie mai complicată și o să vedeți că chiar merită să fie subliniată. Vreau să rețin următorul lucru. Importanța unei localități este să nu spun deloc o noutate, că există o concurență între localități. Și pe plan spiritual, și pe plan economic, și din toate punctele de vedere. Dar importanța unei localități este direct proporțională cu numărul și importanța personalităților pe care le-a generat și le-a furnizat
culturi naționale. În acest punct de vedere, nu știu are cu ce se mândri, dar nu vă imaginați că nu am proprietatea cuvintelor. Știu ce înseamnă personalitate, știu cât de greu cade acest cuvânt. Noi ne raportăm această noțiune la ceea ce reprezentăm noi în acest areal geografic. La nivel național, sigur, lucrurile se complică. Dar eu cred că este bine să ne înțelegem noi între noi și să ne cunoaștem noi între noi înainte de a încerca o afirmare în plan național. Când Victor Hugo a făcut prima, fac o paranteză, prima vizită în Anglia, pe fruntea voastră își spunea următoarea întrebare. Și țara aceasta despre Marea Britanie vorbea. Și țara aceasta zice, ce mari personalități a furnizat omenirii. Și unde lucrurile din aproape în aproape, ajunge la concluzia că Anglia a furnizat ca un național universal de valori, trei mari personalități. A furnizat mai multe, dar trei ar parte pe cetea genialității. E vorba de Crucele de Clinton, este vorba de Isaac Newton, matematicianul Isaac Newton, și de William Shakespeare. Și-și continuă dizertația, meditația, oprindu-se la fiecare în parte. Crucele de Clinton, la general. Și ca general, în toată cariera de militară, a câștigat o singură bătălie. Este adevărat că bătălia pe care a câștigat-o s-a votat la Waterloo și în visul era Napoleon Bonaparte. Dar atât poate să marcheze în toată cariera de militară. Isaac Newton. Isaac Newton zice, a fost matematician. Probabil, principala lui carte este Principii matematice ale filozofiei naturale. Ca orice matematician, Isaac Newton vorbește corect și bine, dar nu știe despre ce vorbește. Matematica nu știe despre ce vorbește. În spate, la 1, 2, 3, 4 sau X, Y, Z, se pot ascunde orice și lucruri și ființe și plante și pățeleți. Și atunci rămâne Shakespeare. Dacă este important ca o localitate să cinstească personalitățile, și aici lucrurile se pot discuta din mai multe perspective. Vreau să vă spun că în timpul celui de-al doilea război mondial, președintele Statelor Unite ale Americii, pe vremea aceea a Roosevelt, a rugat pe comandantul trupelor aliate, Montgomery, să bombardeze Germania, să nu rămână piatră pe piatră, dar pe cât se poate să scutească orașul Königsberg de distrugere. Orașul Königsberg este orașul în care s-a născut Immanuel Kant, una dintre cele mai mari personalități ale gândirii filozofice mondiale, pentru care Roosevelt avea o mare considerație. Deci importanța unei personalități în viața unei localități este reală și a trebuit să reținem lucrul acesta. Apoi, există situații în care una și aceeași personalitate este revendicată de mai multe localități. Ion Petrovici povestește în memoriile lui cum, participând la Congresul Mondial de Filozofie de la Paris, în 1937, era un congres consacrat lui Descartes, pentru că se împlineau atunci 350 de ani de la apariția lucrării fundamentale a acestui gânditor, discurs asupra metodei. Și organizatorii, printre altele,
au proiectat și o călătorie în localitatea unde s-a născut Descartes. Descartes sau lucrările lui Descartes a împărtit istoria cu cronologia universale în două. Una cu perioada de dinainte de Descartes și una de după Descartes. Și au pus un autocar la dispoziție și au plecat la Turin, orașul de Paștină, unde s-a născut Descartes. Au vizitat orașul, au vizitat casa memorială, biroul, tocul cu care și-a scris lucrările și celelalte și celelalte obiecte care constituiau, intrau în patrimoniul muzeului, casei memoriale. Plecând din Turin, trecea prin Poitiers. Și la Poitiers a ieșit înainte primarul cu consiliul local al localității, cu semne disperate, să oprească autobuzul și să debarce cei care populau autobuzul. Se oprește și primarul îi explică și domnul, păi dacă vorbim despre Descartes, de ce nu să nu oprești și la noi ca să vă arătăm casa unde s-a născut Descartes, casa născut aici la noi. Și îi conduce pe toți congresmenii, îi conduce la casa memorială și aici, tot așa, canapeaua și scaunul și biroul și toate celelalte care aparținut lui Descartes. Iată cum, da, și la sfârșitul congresului, Emil Bue, care era președintele congresului, îi dă cuvântul lui Petrovici și asta spune, zice, Petrovici, știți cu toți, nu mai insist asupra lui, este una dintre cele mai mari personalități ale gândirii filozofice românești și s-a născut la Cluj. Petrovici, fiul părintele Vasile, a contribuit la ridicarea bisericii mult oficial dumneavoastră în momentul de față. Era pe vremea aceea, asta s-a întâmplat în 1942, era pe vremea aceea ministrul la Curte și instrucțiuni publice. Și în calitate de ministru a participat la dezvăluirea, la sfințirea bisericii și a ținut o cuvântare destul de sfântă. Îi dă cuvântul liberului care spune și domnule, ce? Am înțeles din acest congres, precum învățăminte noi, că Descartes s-a născut în două localități în același timp. A fost hasul, a fost general, dar m-am oprit la acest aspect, tocmai pentru a spunea că una și aceeași personalitate poate să fie revendicată de mai multe localități. Pentru că nu este puțin lucru ca o localitate să defileze și să mântească cu o personalitate bine așezată în cadrul valorilor naționale. Câteva cuvinte despre carte. Nu este o monografie, nici nu mi-am propus să fac o monografie. Monografie este un lucru complex. O monografie implică răspăriri de arhive și de stat zile întregi în arhivele de la Galați, de la București, de la Bacău, de la Iași. Lucru pe care, la vârsta mea, nu mai este timp pentru așa ceva. Dar ceea ce găsiți în această carte sunt lucruri, care sunt aspecte care pot fi folosite într-o eventuală monografie. Adică o monografie care ar obtura aceste elemente pe care le relevăm noi în această carte, ca și în cea anterioară, pot fi material factic pentru înfăptuirea unei viitoare monografii. Este o carte simțită, în sensul că este scris mai mult cu sufletul, cu inima, decât cu rațiunea. M-am oprit aici asupra, în primul rând, a colegilor mei de generație, pe care am cunoscut și care au fost, într-adevăr, oameni de mare ispravă. Mulți au avut o viață nefericită. Jugravă Valeriu, Sonei Ion și mulți alții care
a murit în acea mâncare, înainte de a arăta ceea ce e și ar fi putut în stare și ar, putut, ar fi putut îmbogăți patrimoniul cultural al Bieștiului. Apoi mă opresc asupra unui aspect mai delicat din existența noastră, cea în care noi câțiva am organizat în vremea veche o organizație subversivă. Și am zis că nu știe nimeni. Dar până la urmă a fost descoperită, târziu, după vreo 2 ani de zile, s-a descoperit și ne-a chemat pe toți, s-a trecut prin acest purgator al anchetelor securiste. Sunt lucruri interesante pe care se putem găsi în această carte. Mă opresc apoi la mișcarea țărănisă și vreau să vă spun că am cercetat arhivele de la CNSAS despre mișcarea țărănistă de la Iești, am găsit acolo lucruri interesante și pot să spun că Ieștiul a fost una dintre comunele unde mișcarea țărănistă a lui Iuliu Maniu avea reprezentanți foarte puternici. Este vorba de Costi Căpuitor, Nicolae Codologea, Tiricumba, de Constantin Drăghici, Costică Drăghici și alții. Oricum, organizația țărănistă din Ieștiul era foarte puternică și în 1946, când a fost atât în noiembrie 1946, cu siguranță Victoria a revenit țărăniștilor, numai că procentele sau cifrele au fost inversate. 20% Partidul Comunist sau cum era blocul Partidului Democratic atunci și votat Soarele și 80% Partidul Național Țărănesc Maniu. Au fost inversate cifrele. M-am interesat de acest aspect și am găsit explicația la Petrețuțea. Petrețuțea spune ce conducerea de atunci al țării n-a crezut că aceste alegeri vor fi legitimate și vor fi recunoscute de către țările europene. Și atunci a inversat cifrele ca să fie mai ușor să se să explice cum s-a întâmplat. Adică am mizat pe faptul că tocmai a fost o inversare de cifre. La telefon când s-a primit, 80% dus să treacă într-o parte, trebuie în partea cealaltă. Din păcate, alegerile așa cum au fost ele măsurite și falsificate și manipulate, au fost recunoscute și știți ceea ce a urmat 45 de ani de domnie comunistă. Am folosit în această carte și mărturit unei foste învățătoare, între timp a decedat, are un nepot în Canada și m-a rugat să-i ține în legătate de carte, care rememorează începuturile ei ca învățătoare în una mai exact, în statul japonez. Sunt mărturi interesante și în sfârșit că găsi aici și chiar insist să vă aplicați cu mai mare luare a minte asupra capitolului intitulat Susanisme. Susanisme este un grup de reflexii, de meditații politice și culturale, de mare acuitate și aproape neașteptate categorii. Dar schimbă într-un fel optica unor probleme bine stratificate în conștiința noastră. De exemplu, susanismul e, vă dați seama, aparțin lui Ieri Susanu. Că n-a venit încă, e plecat oricum din Galați, trebuie să apară. Aparțin lui Ieri Susanu. Și are o serie de reflexii pe care el nu le-a așezat pe hârtii, dar le-am așezat eu și sper să prindă bine și să le citiți cu mare interes, pentru că chiar sunt de mare interes.
Hai să spun una dintre ele. Avem o Constituție nelegitimă. Așa îmi spunea mie la telefon. Constituția noastră este nelegitimă. Și a spus și eu atunci. Da, poate să fie considerată nelegitimă sau ilegitimă. Pentru că nu a fost rezultatul unui referendum. Nu zice, chiar referendum de a fi fost, tot lucrurile erau încurcate. Constituția noastră este rezultatul CPU-ului. Și este adevărat, și să vă amintesc cu toții că așa este. CPU-ul a elaborat această Constituție. Legitimitatea Constituției se trage din legitimitatea CPU-ului. CPU-ul nu avea niciun fel de legitimitate. Nu trecuse prin consult al voinții naționale, al voinții politice, a electoratului. CPU-ul s-a alcătuit ad hoc ca emanație a Revoluției, sau ce-o fi fost, dar nu ca rezultat al unei consultări electorale. Nu a fost un organism ales. Neavând legitimitatea poporului, înseamnă că și Constituția și toate actele care au fost elaborate de CPU-ul sunt atacabile și nelegitime. Eu mă opresc aici, că aș vrea să vă las și dumneavoastră posibilitatea să găsiți lucruri pe care nu vi le spun eu, le găsiți singur în carte. Vă mulțumesc în orice caz tuturor celor care v-ați luat din timpul dumneavoastră și ați venit la această manifestare și rog pe cei care pot să ia cuvântul, aici este toată disponibilitatea. Hai să încep cu Neastan. O să vedeți că sunt lucruri foarte importante pe care nici dumneavoastră și nici eu nu le-a știut până acum. Vreau să știți că... Vreau să știți că sunt deosebit de onorat că mă aflu în prezența tuturor personalității ale României. Sunt și eu fiul satului, sunt și eu fiul de țăran. Și deși am umblat prin lume de mic copil de la 10 ani, așa cum și dumneavoastră, ața m-a tras tot aici. Și după pensie m-am stabilit la casa părintească. În toată această perioadă în care am copierat, nu m-a părăsit o pasiune mistuitoare, care se cheamă filatelie. Genul ăsta de pasiune are și o tentă culturală, pentru că este cu adevărat, este foarte instructivă. Această colecție de timbre cere foarte mult studiu, pentru că se referă mai ales la istoria poștală. Este tot ce este legat de poștă, expediția prin poștă. Din cauza că apar extraordinar de multe evenimente, timbre și plicuri și alte, în toate țările din lume, atunci noi le axăm pe o tematică, pe un segment, ca să putem să aprofundăm cât mai mult aceste probleme. Tematica mea, această carte pe care am scos-o și care se găsește și la bibliotecă, a fost mărcile perforate și francatura mecanică. Denumirile sunt complicate, să vi le explic acum, și pierdem timp. Ce vreau să vă spun e următorul lucru, că, pe deosebire de celelalte genuri literare de care am profund respect acelor liește, iată că mai există și alte preocupări care pot scoate satul ieși din anonimat, să spunem. Ca dovadă, în breasla noastră, acolo unde suntem constituiți în asociații mondiale, europene, plan, cum se cheamă, europene, asiatice, africane, deci fiecare continent are câte o asociație. De asta, după care, are asociații naționale. Asociațiile naționale și ele sunt diversificate pe județe. Deci fiecare județ are o asemenea asociație. Avea. Acum, mai puțin. Ce vreau să vă spun cu acest lucru? Datorită pasiunii mele extraordinare pe care am avut-o față de această filatelie și după aia cartofilie, cartofilia însemnând colecția de ilustrate tip suvenir, vechi, prima apărând în 1894, am simțit nevoia să pun acest lucru pe hârtie.
A rezultat această carte, care la, în competițiile noastre de gen, că se fac anumite competiții de gen care sunt medaliate cu diplome, obțin rezultate îmbucurătoare. Vreau să știți că niciodată nu mă iscălesc pe o asemenea carte decât Nicolae Stan Liești. Cu alte cuvinte, când ai spus Comuna Liești, în domeniul nostru, categoric te gândești la Stan. Nu e lipsă de modestie, vreau să știți că acest exemplar a luat medalia de argint mare la Cluj, medalia de vermeil mare la expoziția de la Atena, a luat locul 2 în lume, din 631 de exemplare. Cu alte cuvinte, încă o dată, nu e lipsă de modestie, dar dacă în fapt am medalia acasă, vă pot arăta, deci nu se pune în discuția de... Și din cauza că mi s-a deschis pofta, acum lucrez la o nouă carte, de data aceasta numai de ilustrate, cu tematica, o singură tematică pe care mi-a plăcut mie cel mai mult și care se cheamă Amintirea lemnului la țăranul român. Cu alte cuvinte, sunt ilustrate începând din 1894 până în 1939-40, deci mai, între cele două interbelice, între cele două războaie, dar care se referă numai la lemnul în viața țăranului român. Și începe cu următorul motto. De când te naști și până la moarte, fără mine nu trăiești, pădurea. Deci nu există, nu se concepe viața țărănească și poate că nici în alte domenii, poate în alte domenii, poate. Dar viața țărănească nu poate fi concepută fără lemn. Și această lucrare va fi pe mai multe capitole. Fie că e vorba de construcții în lemn, fie că e vorba de unelte, ustensile și pozele de la el care sunt în lemn, fie că este vorba de artizanat, instrumente muzicale, tot felul de mobilier, fie că este vorba de împrejmuiri, gaduri împletite din muiele, va fi o carte, vă promit că va fi o carte cu adevărat deosebit de atrăgătoare și dacă nu e bine documentată, nu va fi primită bine. Vă mulțumesc. Vă Între timp și am observat, a venit și părinte de Eugen Drăgoie la mea, episcopia Bălațului, și dăm cuvântul să spună opinie. Orice părinte. Da, mulțumesc tare mult. Sunt în drum spre Pecuș la o manifestare similară care se va petrece la Muzeul de Istorie, sunt însoțit de domnul profesor Niță Nazare și George Enache, dar aflând că există un astfel de eveniment la Liești, m-am oprit cu mare bucurie să iau parte la lansarea celui de-al doilea volum al lucrării Liești între statul din Pecuș și Puhal. Și mă bucur că domnul profesor Ionel Necula rămâne același neobosit condeier și fidel zonei unde s-a născut. Ceea ce face dumnealui pentru Liești, pentru zona largă a Tecuciului, dar și pentru area mai largă a spațiului cultural din sud-estul Moldovei, este remarcabil. Eu sunt fascinat de preocupările multiple ale dumnealui din zona filozofiei, a literaturii și mai ales de generozitatea cu care ajută, sprijină, încurajează pe scriitori. Nu știu câți dintre cei din Dagma Domniei sale fac acest gest altruist de a prezenta lucrările celor care încearcă să pătrundă pe viața aceasta a culturii. Sau în spațiul acesta cultural. Eu sunt recunoscător domnului Nicula și pentru faptul că a binevoit să scrie o postfață generoasă la cartea despre care vă vorbesc și care se intitulează Mărturii de viață creștină în Ținutul Tecuciului de la începutul până la anul 1800 și pe care încercăm să o lansăm prin binevoința Muzeului de Istorie de la Tecuci astăzi. Această prefață mă onorează, postfață mă onorează, ca și bunăvoința domniei sale, de câte ori ne întâlnim, în legătură cu proiectele pe care le dăruim fiecare în parte. Felicit toată inima pentru lucrare și vreau să spun că
primul volum, pe mine m-a bucurat enorm, pentru că este un alt fel de a prezenta, recunoscător, tradiția, istoria unui loc care este legat, fără îndoială, prin originile sale. Cum bine spune domnul Necula, nici aceasta, nici celălalt volum și nici altele nu sunt propriu-zis o monografie. Dar ele sunt extrem de importante, aceste cărți, pentru cel care va încerca să scrie monografia acestei icoane, care este una dintre cele mai importante din localitățile județului Galați. Are istorie veche, are o tradiție sănătoasă, are personalități, are o contribuție la viața culturală, religioasă, spirituală a zonei. Pentru că s-au intersectat preocupările mele cu ale domniei sale, știu foarte bine că în perioada medievală au fost aici niște preoți valoroși, a fost aici la finele veacului al XVI-lea o mănăstire a lui Aron Vodă și multe alte instituții bisericești. A activat aici, a avut proprietăți un mare boier din, original din Brăila, dar care a ctitorit o cea mai veche mănăstire de la Galați și care era descoperit recent cumnatul Sfântului Mitropolit Dosoftei al Moldovei, vorba de Șerbul Brăilean și multe alte personalități. De aceea mă bucur că domnul Necula scoate în relief aceste nume și a făcut o necesară incursiune în definiția unei personalități de care se leagă o localitate sau care este legată de o localitate. Trebuie să ne prețuim înaintașii, să ne recunoaștem meritul lor și pe cât posibil, să urmăm și exemplul vieților. Felicitări încă o dată din toată inima, mulțumim pentru dragostea dumneavoastră față de tine și felicitări vieșterilor că au posibilitatea să participe la un astfel de ospăț cultural care este foarte, foarte important în vremurile în care valorile, după cum bine știți, sunt neglijate, sunt maculate, sunt împinse la periferia preocupărilor noastre. Un astfel de gest, un astfel de eveniment cultural este de natură să revigoreze toată această stare de amorțeală și de indiferență care se petrece în societatea noastră. Încă o dată felicitări și mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea. Noi vă mulțumim, părinte. Tradiție de viață după urmă și pățelor toate cușului, a răsturnat, părintele a răsturnat arhivele tuturor centrelor importante din această parte a țării. De la Galați, de la Iași, de la București. Este o carte academică în care la concurență, conținutul unei pagini concurează cu subsol. Primite de scusurice, veți vedea ce muncă imensă este a depus părintele pentru scrierea acestei cărți. Și vreau să mai spun un lucru. Tot părintele Șeșu este cel, tot părintele Drăgoi este cel care l-a pus în valoare pe părintele Șeșu, postum din păcate, și a publicat în memorialistica părintele Șeșu o carte de excepție în care veți găsi tot felul de învățători și duhovnicești și de natură culturală și de fiecare dorește ceea ce, fiecare găsește cam ceea ce caută și dorește. Vi le recomand pe amândouă cu toată cultura să le citiți cu atenție și să țineți minte numele domnului părintele Eugen Drăgoi, care este unul dintre cei mai harnici preoți din Ținutul Galați. Câteva cuvinte despre bunul meu prieten,
din copilărie, distinsul profesor și scriitor Ionel Necula. Era mic, avut vreo 70 ceva de ani, era zglobiu. Cum sunt copiii ăștia? Și îmi pare bine fericit cadrul didactic care i-a îndrumat să vină așa. E o zi memorabilă, ziua de astăzi, 11 martie. Ce se întâmplă? Am intrat în curtea căminului, văd pe partea stângă Angel Salini. Ha! Șoseaua, Angel Salini. Într-una din discuțiile, eu îmi place să discut, și cu cineva, un fost director de școală gimnazială de la Ivești, am spus, băi, voi la Șerbănești, dar eu îmi trăsnește, stai doar un pic așa, că Angel Salini, eu nu știu ce, pleacă puțin capul jos, ei, da, da, și noi avem pe Ștefan Petică, avem pe doamna Hortensia Papada Bergescu, băi, dar n-aveți pe Ionel Necula. Când am zis așa, dar cine mai e și ăsta? Păi stai așa, și am dat două cărți pe care le-am cu onoare primite din partea mea lui. Ce vreau să vă spun? E o zi memorabilă, repet. Am să fac demersuri, pentru că pentru noi, pentru această localitate, este o cinste. O cinste și ceva deosebit. Și am să mă duc personal la primărie. Să mă susțină, am mare nădejde în domnul Stan. Să facem acolo un memoriu, să-i se acorde, să-i se conferi titlul de cetățean de onoare al comunitii domnului și distinsului profesor scriitor Ionel Necula. Cât despre mine, sunt extrem de încântat de faptul că participă și pepiniera zilelor de mâine. Felicitări copilor și repet cadrul didactic care i-a îndrumat acela. Pentru domnul Necula, sunt cele felicitări. Și pe mine, domnul Necula, sunt acolo. Dă-mi voie să sunt mâna. Mulțumesc pentru faptul că există și te-ai născut unde m-am născut și eu. Mai puțin superlativ de sală. Așa, bine, în ordine. În cazul ăsta, încă o dată, succes și... Mulțumim mult. Vă mulțumim dacă mai întrește cineva să-și spună o opinie. Gabi! Da. Okay. Da, am făcut ceva rău. Păi, acum urmează. Stai să recuperez. Și cât vorbesc despre cum... Băi, dar ăsta poți să fie, are pe tarif separat, să știi. Bună ziua, mă bucur că sunt între prieteni, adică între mine și noi. M-aminteam, stăteam de vorbă cu domnul profesor Tudose și ne contraziceam, e monografie, nu-i monografie. I-am amintit că maestrul Necula a anunțat clar că nu e monografie și mi-am amintit în timpul ăsta de o suită, un poem simfonic al lui Modest Mussorgsky, tablouri dintr-o expoziție. Ceea ce aveți în față și culmea, și mă bucur și mă simt onorat, undeva pe la sfârșitul volumului 2 apare și portretul meu, aveți o suită de portrete ale unor oameni care au locuit, care locuiesc în Liești. Vreau să vă mărturisesc un lucru. În ultimii 4 ani am fost la foarte multe lansări în toată țara. Ultima oară am fost la Suceava cu o carte pe care sper să o prezint aici, nu acum, având în vedere că trăim în România și că relațiile de cumetrie funcționează, îl rog pe directorul Casei de Cultură a Căminului Cultural să mă îngăduie și pe mine pe la asta. Mijlocul aprilie, pentru o lansare de carte. Și acum mă întorc la cartea maestrului Ion Necula. Dom'le, eu știu un lucru, pâinea e făcută ca să fie mâncată. Cărțile sunt făcute ca să fie scrise, sunt scrise ca să fie citite, deci, pentru public. Merge și invers. Da, dacă
publicul scrie și îl citește, devine la rândul lui, devine tot scriitor. Deci na, nu mă prins. Nu, stai. Trebuie să trăiești pentru o experiență penitenciară ca să devii autor cu adevărat. A, da, mai ales acum ați văzut cum e, că avem scriitor pe bandă rulantă. Scriu într-o lună cât fac frumos, într-un an. Și nu am terminat ideea. Deci cărțile sunt scrise pentru a fi citite. Dar ca să fie citite, trebuie cumpărate. Cumpărați, dragilor, cărți. Nu doar. E cât un pachet de țigări. Asta era îndemnul meu și îndemnul meu mai ales pentru voi. Pentru că voi sunteți aia care veți citi. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, dragul! Ce mai doresc? Puteți veni și cu altă opinie de dialogul pe care îl a zis. Ele Susanu. Poftă microfonul. Prezent. Te ascult. Păi nu, eu ascult. Eu vreau să ascult. De la mine? Da. Pe ce vreau să am venit eu? Dar pentru ce ai venit, mă? Ca să ascult. Nu se vrea ascult. Mulțumesc. Facem ofturi, ca de obicei, la... Îl cunoaște. Cunoaște Marlo. Facem ofturi, ca de obicei. Mă bucur că... Lene, dacă ții microfonul așa, mai sus un pic, că nu... Mă bucur că te afli la Liești, că îți prezinți o carte, o carte bine scrisă, dar eu nu pot să vorbesc prea mult, pentru că am înțeles, nu m-am uitat în ea, am înțeles că ai câteva vorbi și despre mine. Și ar fi pro... Vreo 10 pagini, dacă... Nu, nu, noi ne-am înțeles, nu patice. Dacă cumva ai inserat ceva, nu știu, mi-a spus să îndemn, întâlnindu-l profesorul, că ce e acolo, pagina susanismului. Eu ce să spun la audienții, decât că să citească în afară de ce scrie despre mine, că este o carte antrenantă, o carte plăcută la lectură și cu mult miez. Are și partea de umor, dar acea parte e adâncă. Cum îl numești tu, medalion, când scrii despre cineva, ai medalionul Vasile Damian, care are tot ce-i trebuie, știi? După câte am văzut din ce mi-ai trimis înainte. În părțile care le-ai trimis. Dacă așa e în carte, cum am citit eu pe aia, înseamnă că merită să fie citită și o să bucure în urma lecturii oricine. Și cei foarte avizați și mai puțin avizați, nici cel mai exigent critic n-ar putea, să fie scuzată expresia, strânge din nas cea lucru. Ești autor. Îndeplinești toate cerințele unui scriitor adevărat. Ce vorbe, da? Ce vorbe? Uite, vezi că pot să-și spun chiar așa. Dacă la Galați, când am venit, te-a prezentat cineva zicând că e criticul Nicula, altul exegetul Nicula, altul ești și ești Necula, îmi spun că ești și prozator și încă de talent real. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să mai scrii așa frumos, mai mult despre mine. Mai mult despre mine, că
atât de mult mi-ai vorbit, deși eu sunt cu destui ani mai în vârstă decât tine, atât mi-ai vorbit despre Liești. Și eu m-am mirat, l-am întrebat de multe ori, mă, dar tu nu prea ești strat prin Liești. De ce ești atât de rădăcinat, atât de Liești? Dovada e și cartea aceasta. Mai sus. Atât, să nu mă plictisesc mai mult. Îi da, domnul Bine. Sănătate. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Am pus una pe carte, am spus... Ce faci, Nene? Esențialul s-a produs deja. E greu să vorbești despre carte pe care nu o cunosc, al cărui conținut, al cărui conținut nu-l stăpânești. Totuși, câteva cuvinte pot vorbi, pot spune despre autor, despre Nel Necula, despre activitatea lui deosebit de prodigioasă. Este autorul a, cred, a 20 de cărți publicate până acum și așa cum spunea... Cam 40. Așa cum spunea la Tecuci odată, mai are încă multe în lucru. Unele terminate, altele în lucru și noi ne bucurăm pentru că e și plăcut să citești din Ionel Necula. Cunosc primul volum, unde mi-a făcut onoarea de a-mi recenza la primele două cărți ale mele, cred. Ce remarc eu în scrisul lui Ionel Necula? O anumită căldură. Nu e un stil neutru, rece, pur științific. Este un stil cald. Vorbește cu inima, scrie cu inima. Și nu e deloc îngăduitor cu noi despre care scrie, cu cei despre care scrie. Nu e deloc îngăduitor. Am fost destul de generos. A fost totdeauna critic, dar obiectiv. Obiectiv, zic eu. Referitor la titlul acestei lucrări, nu este o monografie și autorul a recunoscut lucrul ăsta ca și când ar fi fost nevoie să-și ceară scuze. Nu este o monografie, nici nu și-a propus, nici nu-i stă în fire să talent are și ar fi putut să dea o lucrare monografică. Dar nu aceasta a fost scopul inițial al lucrării. Este o lucrare prin care face cunoscuți oamenii Lieștiului. Face cunoscuți pe cei care și-au pus munca, talentul în slujba acestei localități. Și acesta este marele merit al lucrării. Subtitlul lucrării, Sadul dintre Grinduri și Cuhan, deși un coleg din sală făcea observația că e format din cuvinte prea locale, din regionalisme, ceea ce îl salvează este că așa este.
asta este adevăr. Lieștiu are această poziție între grindurile dinspre pădure, zicem noi, nu? Nisipurile dinspre pădure și Uhanul din Valea Siretului. Nu împiedică pe nimeni de jurnalismele acestea. Și cartea parcă ar avea mai mult farme cu ele decât fără ele, sau dacă ar fi fost înlocuite, cum spunea colegul nostru, de fapt, poate o să ia cuvântul și o să-și expună punctul de vedere mai clar decât o fac eu, decât dacă s-ar fi intitulat Între pădure și Siret, sau Între nisipuri și Siret, decât așa. Eu îl felicit pe domnul Necula și pe toți cei care au scris despre Liești. Părintele Ion Proitor nu este aici, dar are o lucrare valoroasă. Mă simt dator să-l amintesc pe Dumitru Iancu Tăbăcaru cu o lucrare excepțională, după părerea mea, o monografie excepțională, cu un aparat critic, să zicem, în anexe, cu anexe de o valoare inestimabilă pentru Liești. Și aș mai aminti aici că doamna Vrabie Vasilica, dacă vă amintiți, are o lucrare monografică despre Liești, mai puțin cunoscută, dar nu cred eu destul de interesantă. Nu știu dacă domnul Necula a cunoscut această lucrare. Este făcută pe când doamna Vrabie Vasilica era secretar cu propaganda la Comitetul Comunal de Partid Liești. Și probabil a făcut-o din însărcinarea sau pentru gradul, da. A apărut undeva? Nu, nu a apărut, dar ea este... cred că se găsește la primărie sau a lăsat-o doamna cuiva din moștenire. Nu este în circulație publică. Nu, nu este în circulație publică. Da, încă o dată felicitări, domnule Mărcu. În primul rând, felicitări domnului profesor Leșteanul nostru, domnul Necula, pentru această minunată carte. Am citit și primul volum, a fost extraordinar. S-a discutat foarte mult termenul de monografie, dar Liești are foarte multe, are multe monografii, unele dintre ele complete. Despre Liești au vorbit mulți dintre cei care s-au născut pe aceste meleaguri. Trebuie să amintim în primul rând pe Teodor Ciontu, care ne-a lăsat date foarte interesante despre Liești. Domnul învățător Alexandru Dănăilă, care ne-a lăsat și el câteva date despre Lieștiul nostru. Apoi e vorba de Vasile Călățeanu, o monografie foarte interesantă care se găsește și acum în manuscris, se află în posesia părintelui Croitoru. Apoi monografia realizată de părintele Ion Croitoru, dar o adevărată bizuterie pentru Lieștiul nostru este cea realizată de domnul general Dumitru Iancu Tăbăcaru. Mare regret că dorința dumnealui și anume aceea de a avea un muzeu în casa părintească nu s-a îndeplinit. Eu cred că noi lieștenii ar trebui, la rândul nostru, să adunăm toate aceste personalități, să realizăm o sală în care, într-adevăr,
să punem portretele tuturor celor care au scris despre ei, să de resub să avem un fel de bibliotecă și cu cărțile pe care aceștia le-au scris de-a lungul timpului. Mie mi se pare chiar foarte interesant acest lucru. Multe dintre aceste personalități leieștene cu rădăcinile adânc înfipte în pământul acesta leieștean au plecat pe alte meleaguri, dar acest lucru nu i-a împiedicat să scrie despre Liești, care este un tărâm magic, un tărâm extraordinar de frumos și de care să nu spunem că nu suntem legați sufletește și trebuie să mai amintesc aici, pentru că au fost foarte mulți amintiți, pe domnul profesor de muzică, care se află aici la noi, între noi, și care, cu care noi am realizat o culegere de folclor foarte interesantă, este de fapt prima culegere a noastră de folclor, care foarte multe din vechile melodii și obiceiurile, colindele strămoșești, au fost puse și pe note, domnul Ignat Gărdiță, pe care a fost, care este prezent la noi și care este și cel care este un fel de mentor al comuniției statului, pentru că la Liești, la ora actuală, funcționează una dintre cele mai prestigioase formații folclorice din țară, care se numește Comunița Statului și de care noi suntem foarte mândri. De altfel, eu mi-am propus ca în cartea pe care o scriu acum, foarte mult din pagini să le aloc aceste formații, pentru că ele, de fapt, ne duc pe noi, pe Liești, ne fac cunoscuți în întreaga lume, în întreaga țară. Ce să vă spun? Noi suntem mândri că suntem lieșteni, că respirăm aerul acesta al Lieștiului, că, așa cum spunea cineva, parcă ce îți aduce o carte, dar îți aduce sentimentul acela de bucurie. De bucurie sufletească, că nu avem nevoie să scriem pentru alții, pentru noi, oamenii simpli ai satului, să cunoască și ei câte ceva, să-și aducă aminte de toate aceste frumuseți deosebite ale Lieștiului, de demnitatea noastră, de mândria noastră de a fi lieșteni. Pentru că aici suntem numai lieșteni, am să interpretez cântecul cu care noi chiar începem această cartea mea, aceea plaiului lieștean. M-am născut aici, într-un sat frumos, cu numele de Liești, din părinți români și din buni creștini, cu un suflet luminos. Mama m-a crescut și m-a alintat ca pe un odor prea sfânt. Ea m-a învățat și m-a educat să iubesc al meu pământ. Chipul luminos mi l-a curățat în siretul fermecat. Cu căruța mea eu am colindat tot Lieștiul minunat. Lieștean ești tu, Lieștean sunt eu, Lieștei suntem noi toți. Lieștei suntem, satul ne-l cinstim și pe ai noștri strămoși. Lieștean ești tu, Lieștean sunt eu, Lieștei suntem noi toți. Lieștei suntem, satul ne-l cinstim și pe ai noștri strămoși. Printre acești strămoși ai noștri, cu timpul o să numim pe domnul Necula. Iar în această vară o să vă invit și eu la lansarea a două cărți. Ideea care mi-a fost sugerată și de generalul Dumitru Iancu Tăbăcariu, de Părintele Ploitoru, am realizat un fel de
sinteza tuturor monografiilor și acolo o să amintesc foarte multe din personalitățile actuale, unele dintre ele nemai fiind amintite în alte cărți și, bineînțeles, o carte dedicată, în primul rând, vrednicilor femei ale acestui pământ, care au ținut întotdeauna la educația copiilor, pentru că noi avem, la ora actuală, foarte multe personalități în întreaga lume, personalități ale noastre leștene și vreau ca aceste personalități chiar să fie cunoscute. Dacă de jur împrejur ar avea portretele tuturor personalităților leștene. Nu? Dar fi frumos? Mulțumesc! Mai este domnul profesor Tudose. Da, eu am să vă vorbesc fără microfon, pentru că suntem câțiva aici și ne putem înțelege și auzi. Nu, pentru televiziune. Nu țin la televiziune. Ce voiam să vă spun? S-a adus aici aminte în legătură cu niște monografii care s-au făcut. Printre care și monografia lui generalului Tăbăcaru. Monografia generalului Tăbăcaru nu are nicio trăsătură de personalitate. Este o înșiruire de date, de informații pe care toți trepădușii din subordinea generalului s-au străduit să le culeagă din toate sursele posibile. Dar amprenta de personalitate nu are. Așa trebuie să vă explicați și faptul că acum vreo 10-12 ani, directorul Muzeului de Istorie al Galațiului m-a întrebat când anume ne vom angaja noi intelectuali să realizăm o monografie veritabilă. Eu personal n-am avut timp și nici în viitorii 2-3 ani nu voi avea timp să mă ocup de o astfel de monografie. Sunt o mulțime de informații, cum vă spun, dar pentru o monografie trebuie să ai o pregătire filologică, temeinică sau de istoric. Așa, veleitari care să se apuce... Sigur, așa veleitari care să se apuce de o astfel de lucrare pentru care ai și o responsabilitate în fața locuitorilor comunei, satului pe care îl monografiezi. E greu. Sunt câteva date și în monografia lui Tăbăcaru și în monografia preotului Proitoru, sunt niște lucruri neconcludente. Până la urmă, liești ăsta unde a fost și unde e. N-am găsit informații nici într-una dintre cele două monografii că Lieștiul s-ar fi aflat de fapt în Dumbrava. Aia este vatra Lieștiului. De ce? Pentru că este limpede. Din amplasamentul actual la terenurile agricole de pe dealuri nu se putea ajunge străbătând nisipurile acestea, pentru care bunicii mei îmi spuneau, era nevoie de căruțe cu 2-4 boi. Deci e limpede. Acolo a fost. Mai degrabă între ape. Numai un pic. Din câte? Nu între ape. După ce am citit eu, după ce m-am informat, am aflat că la 1705 a început marea secetă, seceta veacului și a mileniului, la 1705. Seceta a durat până în 1711. Pe rând, oamenii s-au tot mutat din satul din Dumbravă, aici, între Sireț și Bârlad, unde mai era iarbă, mai puteau să-și adapte vitele, și și-au făcut al doilea, al treilea în case, mulți dintre ei rămânând aici. La 1711 au fost trecerea lui Petru cel Mare cu trupele
pentru lupta de la Stănilești, iar în 6 octombrie 1711, spune Nicolae Costin Cronicaru, sâmbătă la ora 9 seara au fost 2 cutremure. Atunci s-au, e de presupus, am tras concluzia, atunci s-a dărâmat și biserica, astfel încât la 1711 satul Liești era în vale. Ce am găsit eu? Am mai găsit pietre funerare de la 1734, Varvara și Nicolae, pe aceeași cruce, cruci de piatră care au fost puse în gârlă și acoperite cu tractorul de vașnicul guvern, vașnica conducerea CAP-ului din Liești. Acum, pentru toate aceste date istorice, fiește că se găsește un om cu putere de muncă să se angajeze la o astfel de lucrare laborioasă, dar nu-i suficient. Ca să dai viață unei lucrări privitoare la o colectivitate, e nevoie de talent, de suflet, de tot ceea ce înseamnă vocație scriitoricească. A recunoaște generalului Tăbăcanu că are vocație scriitoricească și a creat un monument, când spunea cineva aici, este o eroare. Trebuie să știm să recunoaștem limitele și limitele și de comprehensiune pe care le avem fiecare. Le avem fiecare. Suntem în Liești aici și discutăm volens, nonens, și prin prisma volumului pe care prietenul Ionel a scos-o acum. El s-a ocupat și de victimele din Liești ale regimului comunist. Foarte mai puțin. Am văzut pe Stoicescu, pe da. Mai era Lanț, cel care a fost scos de școală și pus să sape șanțul în Șerbănești. Lanț. Liești a avut oameni. Instruiți. A avut oameni capabili. Însă au fost înlăturați, să se limpede. De pildă, în primăria Lieștiului nu s-a găsit un funcționar la starea civilă care să știe carte. Dovadă că sute, mii de acte de stare civilă sunt greșit întocmit. Pentru că cineva analfabet sau semi-analfabet a făcut transcripție fonetică și cum auzea el după ceea ce e fuit la cumetrii, întocmea și actele de stare civilă. Abia de 90 încoace, actele de stare civilă sunt întocmite corect, potrivit exigențelor limbii române actuale. Acum, ce se întâmplă? Cartea lui Ionel n-am citit-o nici pe prima, nici pe a doua. Și dacă vei mai scrie vreo două, trei cărți dintre acestea, nici pe acelea n-am să le mai citesc, pentru că timpul meu este prea prețios ca să citesc astfel de lucruri. Așa. Am zis să citesc niște articole filozofice, dar nu ca cel pe care l-ai publicat în Antares, în legătură cu, iarăși, o greșeală lingvistică regretabilă, legătură cu poeziile lui Eminescu. Infidelitățile Schopenhauerei, infidelitățile lui Eminescu. Formularea este greșită. Și de altfel, dacă eu îl știam încă din gimnaziu, îl știam pe Schopenhauer ca fiind filosoful din Leipzig, nu pot să accept ca cineva să vină să-mi întoarcă pe dos toată istoriografia filozofică și să aflu că, de fapt, Schopenhauer este filozoful
din Frankfurt. Nu. La Frankfurt a murit, era trăit, s-a născut la Leipzig, și așa mai departe. Chestiunea este următoarea. Că, și fac un apel tuturor celor, un apel către toți cei care vă aflați aici, ca să puteți transmite mesajul acesta și mai departe. Întăiți-vă simțul critic. Nu acceptați apariția oricărei cărți. Nu avem acum nevoie de prea multe cărți, ci avem nevoie de forța morală care se ducă la coeziunea de opinii. Dacă în continuare ne aflăm izolați în opiniile noastre, nu vom reuși să facem nimic. Cărțile sunt o mulțime de cărți care apar. Cele mai multe nu sunt vrednice de a fi tipărite. Există tot felul de vanități. Mulți de tot, foarte mulți se cred îndreptățiți să le apară numele în spațiu public. Foarte mulți cad prada acestei vanități. Ce se întâmplă? În același timp, trebuie să recunoaștem că un exercițiu scriitoricesc, cu mare Ionel Decola, este folositor în sensul eliberării noastre de materialismul vulgar care s-a răspândit în ultimii 25 de ani. Vedeți, sunt paradoxuri. Noi în societatea comunistă care se revendica de la materialismul dialectic aveam de fapt o viziune idealistă a lucrurilor și acum de când s-a făcut schimbarea politică și de ideologie revendicată de la o poziție idealistă, devenim materialiști de cea mai joasă speță. În condițiile acestea spun ca un remediu moral, actul scrierii este foarte bun și justificat. Acum, foarte mulți ar întreba în ce măsură este de interes să cunoască soarta unor oameni care au avut disperit de pe urma prigoanei comuniste. Păi este interesant și trebuie să știi, fiindcă la noi criza este morală și nu este materială. Sunt câteva portrete făcute lui Gabi Ghergoniță și cât am răsputut răsfoii. După câte știu eu, e bine ca aceste portrete să fie făcute nu cât sunt oameni în viață. Cine le mai scrie dacă nu le scrie la timp? Dacă nu sunt scrise la timp, cine le mai scrie? Deci, atenție, ce am spus. Eu le scriu. Să le publici. Domnule, e bine să respecte această normă. Așa știu eu. Nici Cellini, nici Rousseau, nici Cutare, nici Herzen, nici mari memorialiști ruși de la Derjavin și Iaroslavski și așa mai departe, n-au scris pentru. Cărțile lor erau comentate totuși, o presă, domnule, cum adică?
Adică eu nu am făcut un portret la fel de lucruri. Eu am comentat câteva lucrări, câteva din lucrările lui. Are mai mult, dar nu pe toate. Atunci nu-i portret? Păi nu-i portret. Deci nu-i portret. Deci care nu-i spus portret? Că nu-i portret. Când n-a citit cartea, am spus că n-a citit cartea, așa că da, da. I-a pus să comentez o carte pe care mi-a citit-o. Am spus că mă abțin să fac comentarii pe text, dar în legătură cu cartea, cu apariția, pot să-mi formez câteva opinii. Așa. Plus de asta pot să-mi exprim opinia în legătură cu domnul Necula, care e o persoană cunoscută mie de la vârsta copilăriei, nu de acum. Repet, cu frații tăi. Și cu frații mei, dar și cu mine. Și cu mine. Încă din copilărie. Acum, firește că adresez domnului Necula, prietenului nostru Ionel, felicitări pentru apariția acestei cărți. Fiindcă în spatele este, în primul rând, e o muncă teribilă. Sunt nopți nedormite de scris, de corectură și așa mai departe. Însă, pornesc de la premiza criticistă că am fi mult mai liberi, am avea mult mai mult timp liber pentru treburi serioase, dacă ar apărea mai puține cărți și chiar și libri aceasta. Mulțumesc! Vreau și eu să vă urmăresc. E bine să încim spuția. Creăm anumite dinamici. Vă salut, stimate autorule, vă salut, stimați din sală, doamnelor și domnilor, vă rog lumina, dați-vă încolo. Și mai ales vă salut pe voi, copii, pentru că voi sunteți nădejdea nu doar a părinților voștri, ci a generațiilor întregi care vor urma odată cu voi și după voi. Dați lumina la altă parte, vă rog, sau stingeți-o pur și simplu. Am să pornesc de la ce a spus antevorbitorul și care, dacă nu ar fi vorbit multe lucruri, cu siguranță rămânea filozof. Dar ce să faci? Mă văd obligată să răspund la unele alocuțiuni, unele declarații din alocuțiunea sa și trebuie să o fac. De pildă, să ne păstrăm spiritul critic. Da. Voi începe prima critică prin aceea că foarte multe din ce a spus nu sunt deloc de acord și vă invit și pe voi să nu fiți de acord, mai ales cu anularea cărților, cu anularea rolului pe care îl pot avea cărțile. Cu aceasta nu voi fi niciodată de acord. Analfabeții sunt cei care au permis, analfabeții, inculții, ignoranții, plăvanii, proștii s-a dea și puturoșii sunt cei care au încurajat înscăunarea peste 50 de ani a unui regim extrem de criminal pentru această țară, pentru bunicii voștri și pentru părinții voștri. Și din păcate, chiar și pentru voi, pentru că gogomăniile săvârșite în prelungirea acestui sistem criminal le decontați voi. Voi le decontați. Ca să nu le mai decontați, trebuie să reprimați, să respingeți și să condamnați acest regim în orice împrejurare. Dar suntem la o lansare de carte a unuia din fiii de bază ai acestei localități, din care eu nu fac parte, dar care m-a adoptat în urmă cu foarte mulți ani. Extraordinar de mulți ani, datorită multor împrejurări obiective și subiective, deopotrivă. Pot să spun însă că o cunosc destul de bine și în străfunduri și în culise. Atât de mult pot să spun că o cunosc că mi-au
am avut deseori nedumerirea. Oare caracolul acela din Basp nu cumva o fi fost Lieștiu? Pentru că anumite acțiuni și fapte, dacă n-ar fi fost dramatice sau tragice, cel puțin ridicole sau rizibile erau în orice caz. Dar pe dumneavoastră ceea ce vă interesează este că aveți prin domnul Necula și prin toți cei care s-au aplecat asupra cunoașterii acestui ambient, aveți ocazia să contribuiți la dezvoltarea lui. Și dezvoltarea comunității vine din dezvoltarea individuală a fiecărui ins care formează acea comunitate. Cultura este elementul de bază. Dacă nu apelăm la cultură, riscăm să ne repetăm istoria, mai ales în părțile ei cu totul respingătoare și tragice. Pledez să citiți cartea domnului Necula, care are un stil extraordinar de frumos, de îmbietor, de șăgalnic, de cuceritor. Vă obligă să deschideți de multe ori dicționarul ca să înțelegeți cuvinte care nu apar în dicționar. Este un lucru fascinant să urmăriți narațiuni despre personalități pe care le-a dat această comunitate și în rândul cărora să faceți și voi demersuri să vă numărați. Să duceți mai departe dimensiunea culturală a acestei comunități care vă poate ajuta să vă înfrumusețați propria viață. Vreau să vă aduc la cunoștință un lucru mai puțin ventilat. În campaniile electorale ale celor doi candidați din America, Hillary Clinton și Donald Trump, nu se spune despre lucrul acesta, dar eu trebuie să vă aduc la cunoștință, s-a planificat de către cei obișnuiți să facă astfel de campanii, că doar asta le este profesia și pe ei nu i-a sugrumat 50 de ani șleacta lui Stalin. Ei bine, în campania acestor personalități se pune accentul pe următorul electorat, pe electoratul cult, pe electoratul care cunoaște, care este sofisticat, care gândește, pe electoratul de nișă, cu alte cuvinte, pentru că doar aceia ne vor ajuta să ajungem spre miezul deciziilor. Dacă după atâtea sute de ani de democrație super consolidată, cum e Statele Unite, s-a ajuns la concluzia că acești oameni reprezintă baza, înseamnă că e ceva. Iar noi, care acum din cenușa unei societăți postcomuniste ne chinuim să reclădim o democrație fracturată de Stalin, noi avem practic obligația să facem ce ne spun aceia, să luăm de bună, cel puțin în acest domeniu, ce ne spun aceia care doar de democrație s-au ocupat de la facerea lor și până în zilele noastre. Și cât de departe au ajuns, înseamnă că legătura cu cultura este foarte importantă, dacă nu chiar esențială, ca să fie o națiune deșteaptă, să fie o națiune superioară. Nimeni din comunitatea dumneavoastră nu-și va aduce aminte peste ani decât într-un mod respingător de cel care este puturos recunoscut în comunitate, de cel care nu doar că nu a construit, nu a clădit ceva, ci a dărâmat ce era construit, de cel care a furat, de cel care a insultat, a umilit și și-a jignit semenii. Nimeni nu-și va aduce aminte de aceștia, deși ar trebui să îi rețină toți pentru a nu face ca ei. Pentru ca nimeni să nu le repete experiența, pentru ca nimeni să nu permită ca acești ipochimeni să ajungă, să decidă,
să decidă destine, să decidă comunități. Pentru atâta lucru, poate. Dar lucrarea domnului Necula vă ajută, dragi copii, pentru că voi sunteți practic auditoriu privilegiat și poate că ar fi fost cu cale să vină cât mai mulți dintre colegii voștri la acest eveniment. Voi trebuie să știți foarte bine ce a fost, ca să repetați doar ceea ce a fost bun și să duceți mai departe pentru fericirea voastră și a celor care vor veni după voi, să duceți ce este de dus, ce este valoros în această comunitate. Eu din nou mă văd obligată să-l felicit pe domnul Necula, pe care l-am urmărit la o lansare anterioară într-o împrejurare extrem de sofisticată și unde elogiile pe care domnia sa le-a primit pentru cartea din acel moment și pentru lucrările anterioare și cunoscute de cei participanți și care erau inițiați, sunt de-a dreptul laudative, sunt extraordinare pentru comunitatea dumneavoastră care l-ați dat pe acest om și care meritați să vă simțiți făroși că un astfel de om a ieșit din dumneavoastră. Vă reprezintă. Astfel de exponenți trebuie să aibă orice comunitate care se respectă. Vă felicit și pe dumneavoastră că ați avut inspirația să participați și vă doresc cât mai multe astfel de evenimente ca să sporiți valoarea acestui loc. Să știți că mulți mai mulți sau mai puțini auzitori de ureche confundă Lieștiul cu Liej, Liejul din Belgia. Faceți să nu mai existe această diferență. Să nu mai existe această diferență. Nu mai există Liej. Am vrut, vreau să concretizez ceva cu caracter monografic. Mi-a sugerat profesorul Tudose acest lucru, spunând, sau eu am înțeles că a dedus, nu că are elemente, a dus că s-ar fi aflat comuna Lieș cândva pe Dumbrave. Nu știu dacă toți știți unde este Dumbrava. De unde și până unde se întinde. Dumbrava. Va fi fost vreodată stejar, dar nici într-un caz nu cred că a fost Lieș acolo. Mie, pe mine mi-a permis vârsta și mă știi. Îndreptățește să concretizez ceva. În Lieș, cred că a fost în Lieș, monografia, de acord cu profesorul Necula, cu profesorul Tudose, generalul Tălăcaru, nu e monografie, și eu sunt de acord, au o altă, este o altă la care tatăl, poetul Gherbăluță, a muncit cu sân, între mulți alții, ani de zile. Nu știu de ce n-a apărut acea monografie. Eu am văzut-o, mare parte, în manuscris, că nu era gata, mult superioară acestei cărți. Dacă a luat-o și multe elemente din ea, se află în monografia Tăbăcală. Dar nici de departe de acuratețea acelei lucrări. Aceea trebuie căutată la primărie, dacă este cineva, am înțeles că e vicele primar aici, nu? Cotociți peste tot și veți găsi. Este a fost, nu știu până când exact, întrebări la și sirene.
Dacă a fost vreodată și aici cu secole, cu multe nu secole sunt vestizii, înainte... Nu sunt vestizii, nu sunt rămășițe. Nu e nimic. N-a găsit nimeni, niciun un element măcar. Nici dar acolo, între Bârla și Siret, cred că și astăzi se află trei postamente. Eu cu pelărie, pe toate m-am jucat, am mers. Postamentul bisericii din beton, postamentul din beton a școlii și postamentul a unei cârcine, a bunicului meu mater, a străbunicului meu mater. De asta, poate știu așa de bine, și cu un beci făcut din cărămidă, cu boltă și acum, cred că, n-a putut să-l distrugă, sunt sigur, tractoarele, să dea postamentele acelea, cred că le-au înverit, dar există și astăzi. Și când eram copil, am prins și câteva case. Era o casă a lui Baliu, așa se spunea, nu știu cum, care era numai Borșan, mi se pare. Casă rămasă de atunci. Șoselele erau drumuri petruite, în jurul casei, cred că acolo a fost centru, că nu era departe de fosta proprietatea bunicului, pentru că eu în copilărie aveam livadă, prun, eram prejmuit, un hectar și ceva de teren, de pământ, și mergeam cu bunicul care cosea, știu ce trebuie făcea acolo, îngrădea prin gard și era permanent. Și explicațiile de la el, care sigur le știa de la mama lui, care a trăit 115 ani și a avut cârciumă acolo în Liești. Liești a fost neîndoios, sunt dovești și astăzi pot fi între Bârla și Siret. Și sunt și alte urme. Era o vie, era unul ca cui, care avea casa de atunci, rămasă din... Până în ce an a durat până când s-a ridicat pe mal, din cauza inundațiilor, nu știu. Dar cumva... Nu, 1901. Ia, aproximat. Așa, așa. Când s-a unit Bârlatul cu Siretul, din cauza aceasta, în 81, era... Cam așa. Primul primar acel județ a fost Vasile Stan. Nu cred că poate fi o dată. Cred că a durat un secol. Ridicarea de acolo pe mar. Au început întâi să plece câțiva ieși, mai temerari, mai cum s-a creat, cum s-a întâmplat la Umbrărești. Umbrăreștiul este creat, Umbrăreștiul Iisus, în ultimii decenii, ridicându-se casă cu casă. Nici acum adevărat Umbrărești este supus mare parte de la Bărlat. Contra și Sărista, nu? Acum, da, cumva. Nu, Umbrăreștiul, contra e altceva, Sarcea e altceva. Altceva, sigur. Dar din vreun secol se tot urcă și nu s-a terminat, ci urcat. Aici, în partea asta. Și s-a întins peste calea ferată. Așa că a durat, nu știu cât. Din monografie am văzut și eu tatăl, dar le-am luat sub beneficii de inventar. Nu au autori, dar aveau cum, nu sunt izvoare, domnule. Eu când concretizez acest lucru, spun că avem niște izvoare istorice. Se poate face monografie cu certitudine. Și astăzi pot fi identificate, mers între Bârla și Siret, sunt niște vestigii, niște urme și pe arealul Bucești, până la Turcești. Așa că nu există dar dacă... Da? Ajunge că comanța acasă, lasă-mă cu pic aici. Trăiați în bani. Da. Este, sigur, are dreptate că devine sunt paralități. Asta am vrut, am ținut să concretizez. Am să mai adaug ceva. Profesorul Tudose a făcut apel la coeziune, am făcut apel la de acord
Dar dacă nu mai spun că trebuie să facă, nu trebuie să nu se face imediat, sigur, poate guvernul a spus, vom face și trebuie să facem. Și trebuie rămas. Singura, spun așa, doctrină concretă cu celor 50 de ani, a fost că s-a promis acea epocă de aur. A spus, doamne, epoca de aur a comunismului. Ei, pentru comuniști, epoca de aur, într-adevăr, s-a produs, a venit. După evenimentul din 1988. Ei acum trăiesc nomenclaturiștii, securiștii, fiilor, nepoților, trăiesc epoca de aur. Toată averea țării nu era lor. Aceasta este epoca de aur. Nu s-a început nimic, așa se va concretiza, așa se va materializa. Toți ceilalți au rămas mai mult decât nu supuși. Mai mult decât, mai rău decât sclavi. Pentru că are libertate, vorbesc, nu au de nimeni, aia își acumulează continuare, ca să nu mai rămâne nimic, pentru că există aceea care a scris Marin Preda despre ea, dar acum la Kremlin, intrând în arhiva pe perioada lui Ierțel, în arhivile KGB-ului, s-a găsit formula. Că Stalin, când a chemat pe toți conducătorii socialiști și le-a spus, dom'le, trebuie să ameliorăm rasele de păsări, ca să avem prosperitate, să facem, să fie bine hrănit, să fie bine hrănit de popoarele noastre, socialiste. Și a spus, dom'le, m-am gândit la gâște. Aveți un an de zile, sunt prezentați, să prezentați cea mai bună rasă. O, cum o identificați, cum o găsiți, ca să răspândim, să o creștem. Și toți s-au pus. S-a dus și deja nostru, cu o gâscă, care era numai un tur de gâscă, cea mai pețioasă, grasă, bănică. Și polonezul, și germanul de est, și ceoslovacul. Și când s-a uitat, a ieșit Italia, se uită la gâște, îi spunea adiotantului, nu știu dacă era Marenkov care l-a urmat, spunea adu-și și aduce și gâsca lui, cred că mulți știți, ați auzit despre această scriere a lui Preda, și în delir. Și acolo, când a venit gâsca, era o prăpădită. Stalin a început să miște printre ei, printre gâște, și scoate din buzunar câteva boabe de porumb. Și îți dea câte una. Gâșca, el era totdeauna în ciobote, în cizme, pe cizmele lui, să prindă bobă, era înfometat. Deci dobitocilor, mă rog, nu i-am pușcat, dobitocilor, cu ăstea vreți voi să stăpâniți masele? Cu gâștile diftuite? Așa se stăpânesc masele. Sărăcițele și nu vei stăpâni. Așa au făcut după 89. Și așa ne stăpânesc. Și înainte cu teroarea. Deci vinul și vei învinge. Copii? Da. Dacă mi-ește permis, nu mă au știut de la mine. Mi-am lansat în tot felul de dizertații, în modul grafic, tot felul de chestii. Și am uitat cine este personajul principal. Vreau să vă spun ceea ce nici dumnealui nu știe. Sunt sigur că nici dumnealui nu știe. În anul 2009, în urma unui clasament făcut de o academie din Statele Unite, domnul Ionel Necula este catalogat între primii 200 de eseiști ai lumii. Știai asta, dumnealui? Felicitări! Eu adaug aici și spun că proiectul este unul, dacă nu cel mai important, dacă nu cel mai important, este deci
ai filozofului Emil Cioran. Și nu de lectura pe care am făcut-o eu, la fiecare carnet, ce am auzit foarte avizat, foarte avizat, filozof, doctrinar, oameni de carte, uluiți, de unde e domnule omul acela? De ce nu puteți cu carte? Nu se poate spune că eu scrie cărți care nu trebuie citit. Dacă nu are timp profesorul, bine, vă mulțumim și rugăm pe domnul Iacuma să pună aceste dezbateri furtunoase, limitându-l să vă spune cum vă ceea ce am de spus, am spus. Dar acum sigur că dau numai niște răspunsuri s-a ridicat. Vorbind despre monografie, eu am fost indicat de... Am făcut însă o referință la monografia domnului general, Dumnezeu să vă trăiască. Dar vreau să vă spun un aspect. Când am luat această carte, am fost implicat de un plascule care se găsește pe ultima copertă a tău. Pe ultima copertă, în plascul acesta, este acoperit cu copie albă, dar se poate decifra, se poate vizibil. Pe plascul acesta se scrie așa. Autoarea mulțumește bunăvoință unor întreprinderi care au finanțat apariția acestei cărți. Autoarea nu autorul. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că s-ar putea că autorul care apare pe copertă să fie un fals. Să fie vorba de o substituire de nume. Știu că această carte a fost criticată la apariția ei de către Paul Pătrânca. Și am dat telefon istoricului Paul Pătrânca și am întrebat, unde ce cu cartea aceasta? În primul rând este absolut neinspirat titlul. Nostalgie răzășește. Este vorba de o monografie a Iesului și dai un nume așa de anonim, Nostalgie răzășește. Și Paul Pătrânca mi-a explicat și domnule, și a venit la mine, când eu cercetam la arhive de statui din Galați, a venit la mine Bejan, care era la comitetul de așa de partid, și mi-a spus că vezi că te caut un securist pe care vrea să te întrebi ceva. El pe vremea așa era major de securitate. Și l-a căutat și l-a rugat să-i dea câteva documente din ceea ce cercetase el și depistase în arhivele pe care le răspărise Paul Pătrânca. Paul Pătrânca a fost o minte enciclopedică și de mare iar lucrările lui sunt de o mare acribie științifică. Paul Pătrânca mi-a spus, domnule, și când a venit la mine, mi-a spus, nu pot să-i dau decât numai niște primite bibliografice, nu crafturile unde se caute și unde se găsesc anumite documente. Altceva nu pot să-i dau. Dar i-am recomandat o colegă de-a mea care lucrează la o monografie a Comunei de Iești, o colegă de facultate, dar acum, sigur, colegi care au fost la cu 70 de ani. Ne-am uitat acolo 4 ani în urmă. Care lucrează la o monografie despre Comuna Iești. Cum o fi ajuns Dumitru Ian cu Tăpătarul la această cercetătoare, nu mai știu, dar eu bănuiesc că aici este vorba de o cumpărare de manuscris, nu de o elaborare. În orice caz, dacă va fi vreodată volumul 3, eu vă promit că veți găsi și explicația acestei cărți. Dar dacă vorbim despre monografia, vreau să vă mai atrag atenția asupra unui aspect. Monografia aceasta nu este o ambiție de autor. Monografia este opțiunea unor instituții autorizate ale satului. Și poate nu știu, dar uite, părinte Ionel mai este deja. Știe ce eforturi face primăria din Ivești pentru elaborarea unui monografie. Generalul
Nicolae, stai cu puține, a elaborat această monografie a Ivestului în 5 volume. 5 volume, dar semnat ca o rămare în bugetul Comunii Ivest, să știți, aceste 5 volume. Lăsat de seama autorului, să știți că rezultatele sunt tot cam de natura aceasta, ceea ce fac eu, ceea ce face domnul curător, părintele curător, ceea ce fac alți confrați. O lucrare încheiată, articulată și bine structurată implică neapărat participarea cu autorităților locale cu fonduri minerale. Am urmat dator la un aspect, anume privind personalitatea. Domnul Leon, în 1922, în timpul guvernării liberale, s-a dat dispoziții ca în toate comunele să se ridice câte un obelisc pe socul căruia să fie înscrise numele personalităților din acea localitate. Din fiecare localitate. Toate satele au acest obelisc. În toate desigur. Liești are obeliscul din fața bisericii din Liești. Acolo se găsește obeliscul comunitar. Și acolo sunt încruscate numele personalităților liestene. Dar la vremea aceea, prin personalitate se înțelegea eroii care și-au lăsat oastele pe câmpurile de luptă din timpul războiului de independență, din timpul primului război mondial. Acestea erau personalități, dar pe acestea le veți găsi înscrise pe toate obeliscurile oriunde. La Marca, la Coloc, peste tot există acest asemenea monumente și cu scrisurile respective. E bine, dacă vă gândesc pe personalități, noțiunea s-a dat ce să zic. Personalitatea implică nu doar eroi, implică și artiștii, și oamenii de știință, și oamenii de cultură, și scriitori, și pictori, și tot ce înseamnă valoare, inclusiv cei care au dobândit performanțe în cadrul unor competiții sportive. Și deci nu are cu ce să numi, și chiar și în acest domeniu. Dar, v-am spus, repet, este nevoie de un efort din partea domnului viceprimar, vă rog să transmiteți pe domnul primar, este nevoie de un efort din partea autorității locale. Știu că toate primăriile au un buget sărăcăcios, știu că încearcă să drămărească cât mai bine, dar să nu se neglijeze nici acest aspect care este imperativ. Mulțumesc tuturor care au luat cuvântul, care ați participat, mulțumesc tuturor care au luat cuvântul și îmi fac o datorie de onoare să vă spun că cel din dreapta mea nu este doar un reprezentant al televiziunii naționale, este și cunoscutul scriitor Cornel Galben, un de mare probitate intelectuală, critic literar de mare notorietate și un om de o delicatețe neașteptată. Dacă ar fi să recomand ceva din ceea ce a scris până la când și este unul dintre scriitorii cei mai prolifici, v-aș recomanda cele 3 volume de memorialism de jurnal care sunt excepționale din toate punctele de vedere. Eu nu prea folosesc superlative, dar de data aceasta le folosesc într-o formă absolut justificată. Mulțumesc tuturor, vă doresc o... Noi vă mulțumim și o să urmăriți înregistrarea de aici, o să urmăriți în zilele următoare. Cei care au internet, vă găsiți pe televiziunea literară.ro. Integral? Integral.